place să-l citim stând în picioare. 1 Petru, capitolul 3, la pagina 1194, câteva versete. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, versetul 15 din capitolul 3. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Și dați-mi voie să-l mai citesc încă o dată. Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelungă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate din apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Glorie numelui Lui. Amin. Luați loc, frații mei. După un astfel de text nici nu trebuie predică. Putem să mergem la masa Domnului. Totuși câteva cuvinte. Această scurtă meditație de cină se numește Ce învățăm de la Noe? Sau predica lui Noe? Textul face aluzie la Cartea Genezei, capitolul 6, unde ni se spune despre acest personaj pe care Biblia îl așează într-o tripletă, în trei oameni care, dacă ar fi într-o generație, ar fi extraordinar. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Capitolul 7, versetul 1. Domnul a zis lui Noe, intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni, în generația aceasta. Dar cum era generația aceea? Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sâlnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de sâlnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Și a nimicit pe toți în afară unui număr mic, și anume un număr de 8. Noi în bisericile noastre nu folosim icoane, nici în limbaj. Vechiul Testament amintește despre icoanele neamurilor, a păgânilor, reprezentări ale zeilor lor, și de fiecare dată Dumnezeu s-a pronunțat împotriva icoanelor și a cerut copiilor lui să le distrugă, să le ardă, să le strice. Există câteva locuri în Biblie însă în care cuvântul acesta apare pozitiv, nu negativ. Unul dintre apostoli, vorbind despre aparenta rivalitate între el și alții, spune, am vorbit în icoana aceasta de vorbire și dintr-o dată se spune, este o metaforă. În textul acesta este, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Iarăși apare icoana, simbolul, metafora. Ce s-a întâmplat cu Noe este o imagine care poate fi analizată și aplicată la ceea ce face Dumnezeu cu lumea. Este predica lui Noe. Se poate vorbi mult, se poate vorbi o lună, două, trei, patru luni,
noi avem o scurtă meditație de cină. Ce învățăm de la Noe? În primul rând, ceea ce învățăm de la Noe este că se poate să fii neprihănit înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă toată lumea a luat o razna. Doamne, ajută-ne să fim ca noi! Fără nicio discuție, trăim într-un timp și o societate care a luat-o razna. Îl ascultam pe domnul Crin Antonescu, venind de pe vapor, unde n-am prea avut internet și alte lucruri, m-am uitat vineri și ieri puțin, și domnul Crin Antonescu, fost prim-ministru, spunea: dușmanul Occidentului nu este China, dușmanul Occidentului nu este Rusia, dușmanul Occidentului este el însuși. Noi am trăit în adolescența noastră cu imaginea Occidentului, drepturile omului, libertatea de circulație, libertatea de expresie. Familia era familie, biserica era biserică. Și noi, în lumea fără celor fără libertăți, am vrut să ajungem în Occident. Trăim o vreme a dezorientărilor, pentru că toate relele ne vin acum din Occident. Și nu știm, e un haos. Din Occidentul acesta, care a fost speranța noastră, să ajungem și am ajuns. Din Occidentul acesta ne vin tot felul de lucruri care te dezechilibrează. Cine-i bărbat? Cine-i femeie? Există și altceva decât bărbați și femeie? Există trei feluri, patru feluri? Se strică creația, se strică fibra societății. Națiunile sunt date peste cap. Dacă ați fost atenți, spune el, ce se învață în facultățile din America, nu există adevăr. Obiectiv, nu există o normă din afara omului. Fiecare om este propriul lui adevăr. Dumnezeu s-a uitat de sus și a văzut că orice făptură își stricase calea mersul pe pământ. Iar Domnul Iisus ne-a spus acum 2000 de ani, în zilele Fiului Omului va fi cum? Aidoma, apare doar de două ori în Biblie, Aidoma, în traducerea lui Cornilescu, ca în zilele lui Noe și vin peste noi. Am putea vorbi numai de partea aceasta ca să facem o analiză a societății noastre și să vedem ce mult seamănă cu societatea din vremea lui Noe, dar nu o facem. Biserica nu este un loc în care pasiunea este socială. Noi nu suntem o biserică socială, noi suntem o biserică spirituală. Asta ne interesează, pentru că cu asta rămânem și cu asta mergem în slavă. Într-o perioadă în care toți oamenii de pe fața pământului și frații mei nu au fost puțini, au luat o razna, doar 8 persoane au fost găsite de Dumnezeu că se străduiesc să umble în neprihănire, și textul din Geneza spune a căpătat milă de la Dumnezeu. Nici el n-a fost desăvârșit. Dar pentru strădania lui a avut parte, a căpătat milă. Noi a trăit cam la 1500 de ani de la Adam. 1500 de ani în care oamenii trăiau 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 de ani. Populația lumii era, se estimează între 500 de mii și 4 miliarde. Depinde cum au avut 2 copii sau au avut 200 de copii. În 900 de ani, 8 din toată populația Pământului. 8! Un număr mic, dar 8. Și Noe ne spune, se poate să fii găsit de Dumnezeu că te străduiești să trăiești în neprihănire. Se poate, frații mei. Nu degeaba îl pune Petru aici pe Noe, într-un capitol în care vorbește despre suferința din cauza persecuției. Lumea va veni peste voi. Uitați-vă la Domnul Iisus care a suferit. Uitați-vă la Noe. Și fiți gata să suferiți pentru bine.
când toată lumea aceasta o va lua razna și va numi răul bine și binele rău. Crin Antonescu spunea, printre altele, domnule, vrei să fii homosexual? Foarte bine, treaba ta. Dacă mergi în școală și iei puberi, o tineri de 12-13 ani, îi convingi că s-au născut în trupuri greșite și le tai la fete sânii ca să fie băieți și la băieții castrezi și le faci, îi mutilezi. Zice, asta nu se... Nu mai e societate! Societatea e să spună asta se poate, asta nu se poate. Nu mai avem o societate. Democrația există în lumea noastră, spunea el, doar de aproximativ câteva sute de ani, 500 de ani. Lumea aceasta nu a trăit sub democrație și viitorul lumii nu va fi sub democrație. Te vom întoarce la totalitarism și îl admir pe domnul Trump, care a zis, eu în momentul în care mă alegeți, vă spun dinainte, dacă mă alegeți pe mine, mă transform într-un dictator și spun, asta se poate, asta nu se poate. Le simțim pe pielea noastră și am zis să vin la dumneavoastră după acest concediu la cină cu ceva foarte practic. N-am ajuns încă așa ca în Mexicul. Căutam în Los Angeles un cap pe care să scrie Mazatlan. N-am vrut să cumpăr de acolo, că e ieftin, a zis să-l iau de aici, de la târg. Nu există. Pentru că mexicanii știu ce înseamnă Mazatlan. Nu poți să te lauți că ești din Mazatlan. Mazatlan este în teritoriul Sinaloa. Singurul oraș din lume în care americanii angajați de guvern nu au voie să meargă decât cu avionul la aeroport și de la aeroport acasă. Face parte din job description, dacă ești angajat de guvernul american de jos până sus. N-ai voie să mergi cu mașina, n-ai voie să mergi cu altceva, doar cu avion american și cu avion american să pleci înapoi. Lumea merge din rău în mai rău. Ceea ce aflăm însă de la Noe și de la familia lui este că se poate. Al doilea lucru pe care îl învățăm de la Noe este că e foarte importantă influența unui părinte în familie. Noe a luat cu el în corabie lucruri care era cel mai drag și a luat cu el familia. Ne luptăm aici. Stăm înaintea lui Dumnezeu, plângem, agonizăm și spunem, Doamne, așa scrie în cartea ta, așa a spus Iosua, voi alegeți cui vreți să slujiți, dumnezeilor din Egipt, de unde v-am scos, sau Dumnezeu părinților noștri, de unde ne-a scos din Ur, din Caldeea. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului și vom muri, așa cum a murit tata și mama, plângând ca copiii să fie ai Domnului. Doamne, ascultă rugăciunile părinților. Ascultă, Doamne, ascultă. Dacă s-a putut la noi, trebuie să se poartă și la noi. Al treilea lucru care îl învățăm de la noi, să știți, m-am pregătit mult cu material. Corabia lui Noe s-a oprit pe muntele Ararat. Cei care au pasiunea calculelor cu ani, cu ani de 360 de zile, cu luni și așa, coincide cu ziua în care a înviat Domnul Iisus din morți. Există niște simetrii în Biblie pe care Dumnezeu să ni le arate altă dată. Când li s-a dat oamenilor o nouă șansă. Dumnezeu a înmulțit harul și a dat omenirii un nou început. Eu vă întreb, omenirea a fost rea după Noe, dar după Noe cum a fost? În timpul
vieții lui Noe a fost ridicat turnul Babel. Băi, oameni buni, uitați-vă la mine. Toți cei care au ridicat turnul Babel se trăgeau din familia cui? A lui Noe. Calda nu era. Din ăștia opt s-au născut toți ceilalți. Și pe când încă trăia Noe, și a trăit și după ce s-a întâmplat la turnul Babel, a trăit destul de mult Noe. Bine a fost Noe acolo și fum Noe a zis, copiii mei, nepoții mei, nu faceți asta, eu știu că ce Dumnezeu a făcut și ca topul. Pleacă bătrâne de aici. Și noi a văzut tragedia unei omeniri înainte de potop și a văzut tragedia unei omeniri de după potop. Omul este predispus la rău, satana este acolo să ne tragă în jos și pericolul este la fel de mortal și înainte de potop și după potop. Doamne, păzește-ne de rătăciri. Și al patrulea lucru pe care sunt multe, care ne le spune Noe, este că cei care ascultă de Dumnezeu par niște ciudați în ochii celorlalți oameni. Interesant. Poți să fii homosexual, poți să fii multisexual, poți să fii asexual, poți să fii orice trăznaie din lumea aceasta și lumea zice, da, foarte bine, dreptul lui, ales-o el, bravo, bravo, uite ce bine, știe el să-și facă un drum în viață fără să-l influențeze nimeni, e adevărul lui, e drumul lui, afirmă-te în viață, împlinește-te, nu te băga sub influența nimănui, trăiește așa cum îți place ție și împlinește tot ceea ce ai în tine, cu o singură excepție, dacă te afli că ești creștin. Nimic nu mai e valabil din toleranța aceea. Toleranța lor este foarte intolerabilă copiii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis lui Noe, fă o corabie. Și probabil că toți au râs de el. Sigur au râs de el. Sigur au râs de el. Nu e ușor să te faci una cu Dumnezeu în ascultare. Și aș vrea să închei spunând că textul acesta învățăm de la Noe despre importanța botezului. Petru zice, nu luați botezul în joacă. E problemă de viață și de moarte. Icoana aceasta vă mântuie. Botezul. Nu faceți din botez un spectacol. M-am dus pe internet, am căutat botez mai de mult și era un puș de, să zicem, 8-9 ani. Păstorul era în baptister, baptisterul era în dreapta, în stânga scări și când l-a scos pe ăsta din apă, s-a întors în partea aia, de puștul și a venea în fugă, s-a aruncat în sus și a făcut un cannon. Adică s-a ținut de genunchi și pram, s-a aruncat acolo cannon, sumie în pulul de acasă. Și păstorul a zis, good job, hai să te botezi. Doamne ferește! Biserica primară, biserica de sub persecuție, botezul era un privilegiu care presupunea o consacrare pe viață și o umblare în neprihănire. A devenit chiar și în bisericile românești demodat întrebarea aceea care se pune și cât timp vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că aminte de biserica în care am crescut eu, au fost și oameni păcătoși, dar păcătoși cinstiți. În fața bisericii l-a întrebat pe unul, dumneavoastră de ce vreți să vă botezați? S-a băiat de la țară, s-a pierdut în fața la 800 de persoane acolo și a zis, păi aveți o fată frumoasă de aici și vreau să mă însor cu ea și nu sunt mărită cu mine decât dacă mă botez. Fratele, nu mai știe ce să facă, cum să o întoarcă acum? Am avut un alt domn, că ăsta era mai mare, era bun violonist, și a zis, dumneavoastră de ce vreți să vă botezați? Și l-a spus, da dreptul.
Am văzut că aveți o orchestră și vreau să fiu dirijor și nu mă lăsați decât dacă să mă botez la baptiști. Avem între noi tineri care s-au botezat și avem tineri pe care îi așteptăm la botez. Nu o luați în joacă. Aduceți-vă aminte de Noe. Aduceți-vă aminte de Noe. Ascultarea de Dumnezeu te va transforma într-o ciudățenie în ochii lumii. Și Petru le spune, uitați-vă la Iisus Hristos, cum a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare, uitați-vă la acest Noe și dați-vă seama că este singura șansă de a ieși de sub mânia lui Dumnezeu, care vine. Și mai bine să suferiți acum pentru neprihănire decât să suferiți odată cu lumea în grozăvia iadului. Ne coborâm la masa Domnului. Hristos a suferit pentru noi. Și ne-a dat șansa să intrăm în moartea și învierea Lui, așa cum noi, acesta a intrat într-o corabie. Poți să fii sau în Hristos și să scapi, sau poți să nu fii în Hristos și să vină potopul mâniei lui Dumnezeu peste tine. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Amin. Amin. Amin.